Doamnelor și domnilor, bun găsit, ediție nouă, direct la subiect, ediție de promovare electorală. Invitații noștri de astăzi sunt doamna Anca Micșa Oprea, candidat reper la primăria municipiului Lugoj, și Andrei Caius Neamțu, candidat la Consiliul Local, tot pe lista reper. Bun găsit, bun venit în studioul nostru. Bun găsit. Noi suntem așa foarte euforici, că am glumit mult înainte de emisiune, ne-am intrat în altă stare, dar acum gata, suntem oficiali, da? Vorbim doar, da, suntem serioși, da, domnul Neamțu. Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitația la emisiune. Bun, așa cum am spus, doamna Anca Micșa Oprea, candidat pentru funcția de primar al municipiului Lugoj, Andrei Neamțu pe lista de consilier, da, numărul 2. Întrebarea inerentă de începutul emisiunii, de unde această combinație? Domnul Andrei Neamțu s-a anunțat întâi candidat independent, de ceva timp, da, v-ați fuzionat. Care cum? Acum sunt convinsă că și Partidul Reper a avut așa, a fost o alegere îndelung gândită, nu doar ca să îl ia pe domnul Neamțu. Domnul Neamțu, sunt convinsă că a avut oferte și din alte părți, a fost o alegere, da, nu a fost singura ofertă. Deci a fost... A fost o alegere de suflet și îmi asum ceea ce spun. Da, într-adevăr, mi-am anunțat candidatura ca și independent și am rămas uimit că foarte multe persoane s-au oferit să mă susțină. Și atunci mi-am dat seama că individualismul nu este bun în politică. Individualismul există la not, dar nu la polo pe apă, unde este un joc de echipă. Și atunci am dorit să includ pe toți cei care și-au oferit susținerea față de mine. Și am acceptat propunerea Ancăi, că îmi permit să-i spun Anca. Doamna Anca Micșa Oprea, pe ce s-a bazat oferta de a-l atrage pe domnul Neamțu? Care au fost reperele de pe care v-ați... Exact asta a fost, în mintea mea a fost reperul pentru comunitate. Și întotdeauna în mintea mea este Lugojul și ce putem să facem pentru oraș. Și m-am uitat în jur să văd cine ar putea să reprezinte într-adevăr un reper pentru comunitate. Și Andrei chiar este un reper pentru comunitate. Cred că mulți îl cunosc pe Andrei pentru că a făcut și a dat ceva pentru comunitate. Nu a venit să ceară ceva de la comunitate, ci a oferit prima dată ceva către comunitate. Iar apoi a venit și s-a prezentat în fața oamenilor să îi reprezinte și să meargă mai departe. Cred că cumva asta a stat și la baza candidaturii mele, că am vrut să merg mai departe cu o viziune proprie asupra ceea ce se întâmplă în Lugoj și ceea ce se poate întâmpla în Lugoj, pentru că îmi place mie să spun că acum știu, după 3 ani, că se poate. Ați fost decisă de la început să candidați sau ați hotărât așa de-a lungul acestor ultime luni? A fost o decizie foarte grea și complicată cumva, având în vedere că sunt președintele unui partid politic la nivel de județ. Cumva era implicită și o candidatură, cumva așa funcționează lucrurile și în partidele politice, o spune un non-politician și un om care nu înțelege foarte bine poate cum funcționează politica, ci s-a bazat întotdeauna, eu m-am bazat întotdeauna mai mult pe partea reală a lucrurilor. Nouă ne place să spunem că suntem tehnocrații din asta politică. Asta am spus și, da, formarea și specializarea, da. Cumva nu pot să spun că a venit natural această candidatură, ci a venit ca un cumul de factori de-a lungul timpului. Ce ați decis acum? Ce strategie electorală a adoptat și ce se va întâmpla după alegeri? Că mă gândesc că v-ați făcut un plan, da? Ce se va întâmpla după ce primiți voturile? Da, după ce primiți voturile de la lugojeni. Gândim optimist, doar că decizia până la urmă rămâne la lugojeni și la modul în care ei văd viitorul Consiliul Local și viitorul primar al Lugojului. Este foarte important ca toți cei care suntem pe scena politică să aibă capacitatea și raționamentul logic de a conlucra și de a merge mai departe în binele comunității. Pentru că cred că ne-am săturat toți să vedem împunsături și lucruri mai puțin plăcute. O întreb în contextul în care și pe domnul Neamțu l-a întrebat lumea de ce s-a
aliniat unui partid. Ați fost acuzat că partidul va lua voturile, că acum pierdeți voturile care vi le-ar fi dat familia, nu știu care, ca, dacă ați fi candidat ca independent. Cei care se îngrijorează că sunt pe locul 2 le transmit foarte direct un mesaj: cu cât mai multe voturi, cu atât o să intre mai mulți din echipa Reper. O echipă Reper care este chiar formată din oameni și îmi doresc să întăresc acest cuvânt, oameni, oameni cu caracter, oameni dedicați, oameni care, deși suntem doar 5 la număr pe lista de Consiliul Local, și aici aș dori să punctez un aspect cu care, bineînțeles, probabil Anca nu o să fie de acord cu mine, dar noi tot timpul ne mai contrazicem, dar tot timpul ajungem la un consens. Am considerat că trebuie să punem oameni cu caracter și oameni care își doresc într-adevăr o schimbare reală, nu doar de fațadă a lucrurilor. Și atunci am găsit pe lângă noi doi încă 3 persoane, oameni tehnocrați, și chiar consider că o să reușim din toate punctele de vedere. Spuneați în mesajul de promovare de pe rețelele de socializare că vă doriți o altfel de abordare față de electorat sau față de, nu știu, situația administrativă. La ce se referea această abordare? O altfel de abordare cred că înseamnă mai mult focus pe prezent. Cel puțin asta înseamnă din punctul nostru de vedere. Tot așa, după o îndelungă dezbatere și poate destul de multe idei care s-au pus cap în cap, cred că trebuie să ne focusăm pe confortul de astăzi al lugojenilor, evident la oaltă cu strategia pe termen lung, cu proiectele pe termen lung, pentru că ele sunt absolut necesare pentru oraș, dar trăim astăzi. Și trăind astăzi, crescând un copil în Lugoj, văd anumite nevoi care s-ar putea rezolva foarte repede și să ne bucurăm de ele în prezent. Să nu așteptăm 2, 3, 5 ani pentru a rezolva anumite lucruri. Și cred că ăsta este focusul nostru principal și pe asta se bazează mica noastră promisiune, că nu vreau să facem promisiuni mari și nu cred în promisiuni mari, ci în lucruri mici și realizabile. Care ar fi aceste proiecte prioritare pe care v-ați axa de la început? Cred că unul dintre proiectele mele de suflet, și aici cred că e și Andrei de acord, e legat de parcurile din Lugoj. Parcurile din Lugoj sunt într-adevăr prevăzute a fi într-o regenerare urbană pe proiecte pe fonduri europene. Dar până se vor realiza aceste proiecte, este necesar să putem reface zona verde în fiecare an, poate un parc pe an, poate o bucățică de spațiu verde într-un cartier pe an. Dar trebuie să facem mici lucruri care să dea oamenilor satisfacția de a sta afară în aer liber, de a sta împreună cu copiii în aer liber, de a se bucura de oraș. Asta, problema parcurilor, a fost îndelung dezbătută și o chestiune mult așteptată. E pusă în prim plan, am văzut ori de persoane, cum este cazul domnului Andrei, care lucrează cu copiii și știe exact necesitățile. Cazul mamei, Anca Micșa Oprea, da, care știi că nu ai unde să-ți duci copilul, este o problemă să mergi cu copilul într-un parc. Deci tot timpul am observat, este o prioritate pentru cei care se confruntă cu... Da, poate pentru alții nu este. Nu este, da, un om care neapărat o prioritate. Eu l-am spus de parcuri fix din perspectiva mamei și a copilului care are nevoie de alergătură. Am înțeles. Bun, revenim și la partea că ați fost city manager de al orașului 4 ani. O să vină și întrebarea inerentă: de ce nu s-a putut face până acum această chestiune? Pentru că în privința parcurilor, clar, Lugojul este deficitar. De ce? N-aș spune chiar deficitar. Lugojul stă bine la spații verzi pe locuitori, adică metri pătrați pe locuitor, pentru că avem și malul Timișului, deci e destul de mult spațiu verde. Doar că sunt anumite lucruri care poate
Vorbeam un pic înainte de emisiune că cred că cel mai frustrant lucru de-a lungul acestor ani a fost timpul. Timpul în care nu ai putut să faci anumite lucruri. Dacă există o investiție, nu poți să mai faci absolut nimic pe un termen de 3, 4, 5, 6 ani în funcție de investiția respectivă. Și atunci au fost lucruri care s-au putut face și lucruri care nu s-au putut face în acești ani. În plus, depinde foarte tare de strategia pe care o are fiecare demnitar care ajunge în funcție. Este o strategie pe care lugojenii o votează și până la urmă noi, ceilalți, trebuie să respectăm ceea ce au votat lugojenii și să mergem în strategia respectivă. Nu înseamnă 100% că ai face fix exact la fel, pentru că nu ăsta este... Adică nu cred că există două persoane care să gândească fix la fel. E imposibil să fie două persoane care să gândească la fel. Dar trebuie să respectăm decizia lugojenilor. Și dacă lugojenii au votat o direcție, noi trebuie să mergem în direcția respectivă. Că apoi venim cu un alt plan și putem să prezentăm alte propuneri, cred că este cumva datoria fiecăruia dintre noi care vine în fața electoratului să spună ceea ce propune și să primească voturile de susținere. Cum am spus, v-ați hotărât destul de târziu, așa, să n-ați știut. Aveți deja o experiență, da, un mandat de 4 ani în administrația lugojeană, sunteți city manager. Cât de grea a fost, domnul Andrei devine nerăbdător, dar o să vorbim imediat, îi acordăm și dumnealui atenție. Vreau doar să mai întreb, cât de grea a fost această perioadă din această postură uneori ingrată ca city manager al orașului? Toate se cam sparg în campul city managerului, orică sunt orică este direct răspunzător, orică nu este, este persoana acolo care și-a luat-o destul de des. Cum a fost această perioadă și dacă a fost grea, dacă, nu știu, v-ați gândit vreodată să renunțați, să vă prioritizați altfel viața sau... A decurs lin, așa, pentru... N-a fost o perioadă ușoară, dar nici n-a spune că a fost o perioadă foarte grea. Până la urmă, dacă spui că e o perioadă foarte grea, până la urmă renunți și nu mai rămâi în acea postură. Dar a fost dificilă. A fost o perioadă dificilă care a necesitat multă resursă emoțională, să spun, ca să poți să duci mai departe lucrurile. Eu mi-am făcut mie o promisiune, acum mai bine de 4 ani, în momentul în care m-am înscris într-un partid politic. Vreau să rămân la Lugoj, vreau să rămân acasă și vreau să ofer din experiența mea acumulată în multinaționale parcursul aproape 20 de ani, vreau să ofer ceva înapoi comunității. Vreau să-mi cresc copilul aici. Făcând această promisiune tuturor celor din jurul meu, am simțit că este datoria mea să rămân acolo și să înfrunt toate greutățile pe care le-am avut în acești aproape 4 ani. Dar au fost și momente în care am vrut să renunț. Au fost mai multe. Dar am găsit undeva puterea de a merge mai departe și iată-mă aici, acum, să merg mai departe de acești 4 ani. După cum spuneam, știu că se poate face, nu trebuie decât să avem voința necesară și dorința de a face lucrurile mai bine. Ultima întrebare și după aceea trecem la domnul Neamțu. Este mai greu pentru o femeie să facă în România politică și administrație? Este mai dificil decât pentru un bărbat? E complicat într-o lume a bărbaților. E... Poate câteodată este mai ușor din anumite puncte de vedere. Poate într-o negociere e un pic mai ușor pentru femeie să ajungă la ceea ce își dorește. Dar pe ansamblu deciziile importante se iau între bărbați. Și atunci pentru o femeie este un pic dificil să acceadă în acea lume. Dar sunt obișnuită cu lumea bărbaților, întotdeauna am lucrat într-o lume a bărbaților și cumva m-am obișnuit și cu micile împusături ale lor și mergem mai departe. Am înțeles. Domnul Neamțu, de ce Reper și de ce v-ați regăsit în această formațiune? Voiam să adaug înainte sau să completez
Anca, noi ne cunoaștem de foarte mult, de foarte puțin timp, dar că de aceea am folosit cuvântul mult, simt că ne știm de foarte mult timp. Nu este o persoană slabă deloc. De acest lucru pot să-i asigur și alegătorii și pot să vă spun că m-am regăsit în ideile ei. Anca va rămâne City Manager și după data de 9 iunie. Noi trebuie să ținem cont de acest aspect. Iar eu îmi doresc foarte mult și acesta este proiectul meu principal, sincer să fiu, să reușesc să fac un proiect sau să conlucrez împreună cu alte partide în cazul în care voi accede în Consiliul Local în crearea unui bazin de nod didactic. Consider că este necesar. Cum vedeți rezolvarea acestei probleme? Că noi teoretic avem un bazin, dar nu-l avem, avem strandul, sunt atâtea discuții, fiecare are altă strategie, sunt cunoscute problemele care sunt. Practic, ce se poate face? Referitor la strand, am fost acuzat pe rețelele de socializare și acum că într-un fel sau altul și eu ar fi trebuit să pun numărul. Cu această ocazie doresc să le readuc aminte alegătorilor că în discuțiile de acum 4 ani eu am venit cu o propunere și chiar cu un proiect referitor la strandul actual. Nu am fost ales, probabil a fost prima oară când am candidat, acum tot mie mi se sparg în cap, mai mult sau mai puțin, că nu avem un strand. Eu consider că trebuie să ne concentrăm foarte mult în prezent și să vedem cum reușim să îmbunătățim ceea ce avem și să vedem ceea ce reușim să facem pentru viitor, dar doar ancorați în prezent, pentru că dacă vorbim mult, prea mult de trecut, nu o să reușim să facem mare lucru, din păcate. Revin la doamna Victor. Da. Cum trebuie să tot atâta batem... Da, trebuie să găsim o soluție, să nu? Găsim o soluție. Ce facem? Este întrebarea care acum cu centru s-a cam liniștit lumea, știm că... Mai avem întrebarea cu centru, ce păcat! O așteptam! Îmi pare rău, trebuie să veniți mai devreme, acum ce să facem? Da, centru... Poate dacă mai veniți data viitoare vedem în ce stadiu mai este și care sunt obiecțiile. Acum să vedem cu strandul. Asta este, rămâne o prioritate vinăvara. Da, întotdeauna este o prioritate unde ne scăldăm și cum Timișul nu mai este o opțiune, trebuie să găsim alte opțiuni. Andrei este specialist, l-a găsit opțiuni la Caransebeș, la Făget. Mă le găsim și noi ca părinți, că le-am găsit, am mers cu copiii, n-am avut ceva ce da. Exact. Lăsând gluma la o parte, strandul existent, după mai multe expertize, știm că este aproape imposibil de adus într-o stare utilizabilă funcțională. Și funcțională. Și acolo problema cea mai mare este dată de garanția de 25 de ani acordată acelui strand. Fiind o garanție de 25 de ani, nu mai poți să faci nicio investiție în cei 25 de ani. Reparațiile ar fi la niște valori care ar depăși limitele pe care tu poți să le folosești ca și instituție publică în reparații. Și atunci există două variante. Să iei un proiect de la zero și... Există mai multe variante, că ați văzut, cred că fiecare candidat a venit câte o propunere. Există în primărie, în momentul de față, în execuție, un studiu de fezabilitate pentru un bazin de nod didactic, pentru că aceea e prioritatea numărul 1, de a face un bazin de nod didactic pentru copii, după care și pentru publicul larg. Și mai există opțiunea de a lua doar sau de a încerca să reparăm doar o singură părticică din bazinul existent. Dar și acolo costurile sunt mult prea mari și trebuie să vedem cum se decide la nivel de oraș. Eu aș face o dezbatere publică, o întrebare în mod public către oameni cu transparentizarea tuturor costurilor, trebuie locuitorii orașului, ce vă doriți? Vă doriți să cheltuim atâtea milioane pentru a repara bazinul acesta sau mai așteptăm 2 ani, 3 ani până când vom reuși să facem un bazin de nod didactic? Cred că este singurul mod în care poți să fii transparent și poți să îți asumi să mergi mai departe
într-un mod corect. Pentru că tot ați spus de o asemenea dezbatere publică, v-ați gândit la așa ceva? Există în strategia dumneavoastră electorală asemenea dezbateri? E o idee, cred că, binevenită și, da, lumea ar fi doritoare să vină să-și dea cu părerea, nu doar pe rețelele de socializare. Cred că ar fi un moment bun pentru cred că toată lumea știe și toate înjurăturile cumva din oraș, din punctul ăsta de vedere, vin spre mine. Sunt un fan al digitalizării și mi-ar plăcea foarte tare să punem în dezbatere publică atât online, dar cred că e foarte important să aducem și oamenii la o masă, la o întâlnire în parc, sau oriunde altundeva, poate chiar în spa, ar fi o idee în spa. Da. Să aducem oamenii la o dezbatere și să vedem anumite proiecte pe care ei și le-ar dori. Pe partea de cartiere, cred că e important, că tot vorbeam de confortul zilei de astăzi, e foarte important să mergem pe mici reparații. Dar în micro 1, de exemplu, eu nu știu ce anume ar însemna prioritatea numărul 1 al omului care locuiește acolo. Și cred că ei ar putea să ne spună. Genul ăsta de întrebări le-aș pune online. Le-aș pune pentru oameni online ca să răspundă. Dar după ce am un set de întrebări și răspunsuri în online, m-aș duce pe teren și aș încerca să adun oamenii la oaltă și să aflăm necesitățile lor. În plus, cred că te las pe tine să spui asta, ce vrem să facem în următoarele săptămâni? Da, dacă noi tot am mers înspre oameni cu pliante, să discutăm cu ei, îi rugăm și pe ei să vină înspre noi, pentru că poate au o altă viziune, poate au o altă părere referitor la ceea ce își doresc în cartierul lor, pe strada lor, și atunci am decis să organizăm două dezbateri care se vor desfășura într-un parc sau probabil chiar la un restaurant, la un suc, la o limonadă, fiindcă tot a venit vara, și îi așteptăm să vină și să ne spună oful lor. Ele vor fi organizate începând cu data de 29 mai și 5 iunie. Cred că două întâlniri cu ei... Deci în perioada, da, pre-electorală. Exact, în perioada chiar înainte de campanie, astfel încât să știm și noi, să fim la curent, pentru că, spre exemplu, eu m-am lovit de următoarea întrebare în timp ce mă deplasam pe stradă. Nu te văd foarte prezent. Și le-am spus tuturor, eu cel puțin nu-mi permit să-mi iau o lună de zile concediu astfel încât să fac o campanie electorală. Cred că nici oamenii care muncesc din greu pentru o pâine albă nu reușesc și nici Anca nu cred că reușește. Și atunci ne-am dorit cumva să vină și ei înspre noi. Pentru că poate noi nu reușim să ajungem pe fiecare stradă într-un timp atât de scurt. Deci să înțelegem că aceste dezbateri vor fi deschise oricui, oricine vrea să vină, va apărea, nu? La un moment dat pe rețelele de socializare. Unde... revin acum, doamna Micșa Oprea are prioritate, pentru că are și experiența aceasta administrativă. Am vrut să întreb, dată fiind această experiență de 4 ani, care au fost cele mai mari probleme de care v-ați izbit și cum credeți că le-ați putea rezolva într-un următor mandat? Atât în ceea ce privește chestiunile interne din primărie și din administrația locală, cât și la nivel de oraș. Care au fost cele mai, grele probleme cu care v-ați confruntat? Hai să începem cu cele la nivel de primărie, acolo. De bucătărie cumva, internă. Da, e bucătăria internă și cumva și specialitatea mea, pentru că contrar a tuturor părerilor, un city manager nu se ocupă de ceea ce se întâmplă în oraș, ci se ocupă de bună administrare a unei primării, de operaționalizarea unei primării. Cea mai mare provocare în interiorul unei primării, dar nu vorbesc aici numai de cea din Lugoj, cred că este general valabil, e mentalitatea și faptul că suntem atât de rudimentați cumva sau de obișnuiți să lucrăm într-un anumit mod, că nu vrem să schimbăm absolut nimic.
asta este din punctul o rutină de vedere, până la urmă, care mare, nu e, da. Da, cea mai mare problemă într-o administrație publică, că parcă e totul e ca o fosilă care nu vrea să meargă, adică nici nu poate, o fosilă nici nu mai poate să meargă mai departe. Și atunci trebuie să schimbăm un pic mentalitatea, trebuie să ne uităm dincolo de ceea ce suntem obișnuiți să facem zi de zi. Am încercat să introducem proceduri noi, aplicații noi. E greu până intrăm într-o rutină. Nu spun că pixul și hârtia, am luat pixul în mână, am început să scriu, am scris, am terminat foaia, am dat-o mai departe. E, când deschizi un calculator și începi să scrii, s-ar putea să nu-ți meargă aplicația, să nu se deschidă calculatorul, să nu știi cum să butonezi pe el. Și atunci iese la nivel o frustrare. Vai, dar mai bine făceam cu pixul și hârtia. Mai bine mergeam așa cum am mers întotdeauna și nu vreau neapărat să folosesc aplicația aia, că uite, îmi dă o eroare, nu merge aia, nu merge aia, nu merge aia la altă. Dar până la urmă, dacă pui cap la cap ce am făcut azi, ce am făcut mâine, ce am făcut poimine și aduni hârtiile și aduni ceea ce ai într-un calculator sau într-o aplicație, vezi că poți să cauți mult mai ușor, găsești mult mai ușor documentele, ai o trasabilitate a lor, știi când s-a început și când s-a terminat, ai mult mai multă predictibilitate și mult mai multă claritate asupra lucrurilor care se întâmplă în primărie. Doar că e un proces care Doar că este un proces greoi, care va mai dura încă niște ani până când putem să spunem că da, acum suntem într-o cale bună. În plus, trebuie să avem proceduri de lucru foarte, foarte clare. Când întrebi cum se face un anumit lucru, eu spun într-un fel, Andrei spune în alt fel, sunt sigură că dacă erați acolo, spuneți altfel. Și nu știm foarte clar cum mergem, cum rezolvăm problema respectivă. Și atunci e necesar să ne punem toți la o masă, să discutăm și să facem o instrucțiune de lucru. Am înțeles. Trebuie să revin și la domnul Neamțu, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție. Ștefan, ne-a făcut semn de ceva timp că avem 10 minute, deci ne-au mai rămas așa cam vreo 5, 3 chiar. Domnul Neamțu, veți fi sau nu veți fi consilier local, care ar fi primul lucru? Asta îi cam întrebăm pe toți invitații noștri. Care ar fi primul lucru pe care l-ați face din noua dumneavoastră postură? Veți ajunge, să spunem, consilier. Care e primul lucru? Care e prioritatea absolută? Acum am vorbit de, știu, ca și strategie, bazinul dumneavoastră, mult dorit, care... Ca să fiu în asentiment cu Anca, primul lucru va fi să mă consult cu ea. Frumos! Referitor, să trec puțin și la politică, un lucru care m-a frapat, pot spune, zilele acestea. Văd că se caută anumiți oameni doar o dată la 4 ani și chiar doresc să punctez lucrul acesta. Eu acum 4 ani am candidat ca independent, după cum prea bine știți și știe și electoratul, și la Măguri și Tapia, spre exemplu, am obținut 0 voturi. Și în Tapia și în Măguri. Și probabil voi fi întrebat de ce. Pentru că nu am fost. Și știți de ce nu am fost? Pentru că mi-a fost rușine de oamenii aceia, de cum au fost mințiți de-a lungul anilor. Și nu m-am dus. Cred că trebuie să-i ascultăm mai mult pe oameni, să fim mai prezenți printre ei, astfel încât să le știm nevoile reale. Și de aceea am spus că primul lucru va fi să mă consult cu Anca și să vedem ce strategie o să urmăm, astfel încât să conlucrăm pentru binele lugojenilor. Și mai punctez eu un singur lucru. Cred că primul lucru pe care îl vom face, dacă vom ajunge în viitoarea legislatură, este să continuăm dezbaterile publice. Și nu doar în cartiere, ci, așa cum ai spus tu, și la Tapia și la Măguri. Lumea chiar vrea aceste dezbateri. Nu o să dezbatem doar pe rețelele de socializare. Ați văzut că toată lumea își dă cu părerea oriunde, oricând. Cred că e chiar nevoie de acest, cum ați spus și dumneavoastră, o altă abordare și lugojenii să fie bineveniți și să conteze până la urmă părerea lor. Și în mod sigur consilierii reper vor fi cei care vor propune proiecte de hotărâre de consiliu. Bun, așteptăm și noi dezbaterile, venim acolo, da, să ne vedem la dezbateri. Perfect. Mulțumim pentru prezența, au trecut cele 30 de minute, am zis eu că nu o să putem discuta tot ce ne-am propus, dar poate mai avem ocazia.
Mulțumim, doamna Anca Micșa Oprea, domnul Andrei Neamțu, deci candidatul la funcția de primar al municipiului Lugoj, reper, candidat la Consiliul Local. Mulțumim, ce să vă spunem, succes și ne vedem pe la dezbateri, da? Mulțumim frumos! Mulțumim! Cam atât și pentru astăzi, doamnelor și domnilor, foarte repede a trecut emisiunea, doi invitați, am acoperit foarte repede cele 30 de minute, însă vă rugăm să ne urmăriți și în continuare, știți unde să-i găsiți și pe invitații noștri, dacă aveți ceva să le spuneți, să le transmiteți, dacă nu, neapărat să mergeți la dezbateri, vor fi dezbateri, sunteți așteptați acolo să vă spuneți părerea, să vă dați cu părerea. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare!